Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Peg Opening. De data asta au băgat în sfârșit toți Team of the year în pachet. Când filmez eu asta încă nu se știe cine e al 12-lea, așa că nu spun cine e al 12-lea. Dar eu cred că e Messi, am votat Messi, ar fi corect să câștige Messi. Și voiam să vă spun că în sfârșit o să fie content zilnic cum v-am promis, ori cu upgrade-uri, ori cu cine știe ce mai deschid eu, pe Peg Opening cu prietenii. Poate o să fac și draft. Rămâne de văzut, dar îmi fac intro acum ca să fiu mai ușor cu editarea cu astea. Și bineînțeles să mergem și la Fu Champions, pentru că avem și premii de Food Champions în episodul ăsta. Gold 1 a treia oară la rând. Cel mai bun rezultat al meu îmi bare recordul la săptămâna, săptămână și asta mă motivează să joc în continuare. Am făcut 20 cu 6 de data asta, bineînțeles că am continuat să joc pentru elit dar m-am oprit la 21 cu 8. Atât s-a putut. V-am spus, scopul meu nu este să fac elit, scopul meu este să devin un jucător constant de Gold 1. Consider că ăsta e nivelul meu, dacă o să fac vreodată elit, poate o să fie o întâmplare, poate să fie un matchmaking mai ușor, dar nu țintesc asta, adică nu o să mă supăr niciodată dacă fac Gold 1 în loc de elit, elit 3, da. Și nu o să mă fac surprins pentru că știu deja, am văzut pe Facebook, că o să primim gold player în loc de player picurile unde avem Neymar, Pope, Benzema nu știu că mai e cineva bun, nu m-am uitat, uitat, peste Team of the Week, doar am auzit de aceștia trei. Și v-am zis, le deschid în speranța că poate îmi dă un gold rar bun, pentru că știu că nu sunt redurile. Știți și voi că în fiecare an ei sport face o astfel de eroare. Anul trecut cred că au făcut-o de două ori. Hai de mai aici, poate, poate un borz măcar. Da, evident. Mă frate, eu înțeleg că nu Că ați greșit, dar măcar dați și voi walkout-uri, borzuri, să nu ne supărăm. Și sper că probabil mâine o să rezolve asta cu plerbicurile. Chiar nu mă aștept în seara asta să rezolve. O nouă zi, o nouă speranță. Am avut o noapte nebună pe conturile prietenilor și o seară nebună mai mult. Ne-am întins și spre noapte, dar sper că și azi o să fie ceva mai bine decât seară. Nu știu dacă deja ați văzut clipul ăla sau ăsta o să fie primul, așa că nu vă dau niciun spoiler. Au venit player picurile în sfârșit. Sper că data asta sunt bune. Și bă, măcar pop să-mi dea, nu, nu sper la mare lucru. V-am spus deja ce am făcut la Weekend League. Cred, în caz că nu v-am spus Gold 1, dar v-am spus 100%. Da. Marcelo. Forța mondială. Din nou, Gold 1 nu mi-aduce absolut nimic. ce e asta? A venit băiatul troll la Neymar. Hai mă, pop aici, măcar pop, adică pe bune. Da, mă, pe bune, frate, ce mă joc, mă. Fac gol 1 ca să nu-mi dea nimic. Hai, la gol 3 înțelegeam, dar din nou nu-mi dă absolut nimic, pere. Nu e corect. Și avem 48 pachete, puteam să fac mai multe, dar ajung. Pentru că v-am zis, să postez zilnic acum că eu băgat toți în pachete, cel puțin până pe 2 februarie. Mergem cu Ligan. 3 pachete. Ideea că la Ligan sunt vreo 8 6 o uri care ar putea să fie deci dacă eu caut sunt șanse mari la ceva bun începem perfect E inform, te rog nu fi trollul la Neymar Te rog Mi-am mi luat deja, nu mai pot să pic în plasă, mi-am luat deja E ok Când mi am picat prima oară asta aseară nu știam că există Neymar Nu știam că există ăsta în timp week Ok Totuși am avut emoții, putea fi Neymar, erau 50-50 șansele dar începem cu Oca din upgrade-ul. interesant. La Liga 3 Players. Hai mă. Un Ramos. Chiar, chiar vreau Ramos. Ok, walkout. Nu-i albastru, mă. Nu-i albastru. Pania. Răbă, Carvajal. Trebuia celălalt spaniol la Real Madrid walkout și era și albastru. Da, Deci sunt bune și aceste pecuri, nu vă arunca jucători în orar sau nu-i țineți nefolosiți, băgați la aceste upgrade-uri pe ce ligă vreți voi. Pentru că merită. La un moment dat o părerea mea. Acum nu garantez că bostul ăsta să luați un walkout. Nu, dar aveți o șansă acolo. De ce n-ați încercat? Ai cu premiumurile că poate, poate, nici anul trecut am trecut n-am luat din astea mare lucru. De anul trecut le-au stricat. La 19, cred că au fost foarte bune aceste upgrade-uri, dacă mi-aduc bine aminte. Pe și nici atunci n-am luat toti din ele, dar... Totuși, au fost bune, aveau drog Și din nou, marketul și meniul în FIFA și tot în FIFA e... Ha, în nu un marțin. Se vede clar. Am dat să deschid pachetul. Este ora 10 jumate dimineața. Câți oameni deschid pachete acum de văcar serverle pe bune? One eternity later. Hă, vere, dar nu cred că mi-a -mi 500 de ani. Uite și tu că să stă să un pachet în sfârșit. Ai, cum ar fi să fie tot? Era ceva, nu? Am deschis Premier League, francez, Cante. A, ah, corect. Hai să nu sperăm chiar atât de sus. Oricum nu intra în echipă Cante, dar zic așa. La port, bă, măcar e walkout. A mergeat așteptarea oarecum. Am descris Defender în greșeală, dar poate nu e o greșeală, pentru că poate este tot în acest pachet. Ok, da, nu, nu, de ce, de ce troll, la câta oară trebuie să-mi iau troll, mă, pe bune. Trebuie să apară o lumină mov, frate, Zit vă dați mai că era între toate și chestiile astea oribile, o lumină mov, pe bune. Măcar le era ca o cau simplu, numai în albastru. Și un vis. Ultimele două de upgrade în caz că nu mai pică de aplicate. Ok. Inform. pop, pop, pop. Da, da, mă, da, mă, da, mă, Exact ce am zis la început. Măcar pop, Easy. Easy. Fac upgrade la pop Cu pop. Ce mai vreți? Sper să fie monstru cum a fost versus Liverpool, pentru că de aia a luat inform. oh, chiar e scump așa, mai credeam că o să fie 20 de mii. Pentru ce am făcut eu gol, Doar vreau să mai bine că n-a trecută, e greu să pice Icon, Neymar sau Toti, dar nu știu niciodată. Nu știu dacă mi-a picat. De fapt mi-a picat Neymar, spunea trecută, nu pot că nu a picat nimic bun în ultimul timp. Da, începem superb cu boards. Așa se dă la gol, nu? Un board și poate un knockout. Poate. Oricum, ne dă 10.85, dacă mai sunt 2.85 și 1.84 pe lângă, sunt mulțumit. Probabil nu o să fie. Dar asta este. Sau uniform. O, oh, da, mă, da, mă, da. Poate, a, o cât a scăzut și Rashford, era pacul 2130 de k. Avem un 84. Nu exact cum am spus eu, dar aia e. Burki, a, ba da, 284. Hai să zicem că a fost pachet bun că a scos bani pe Rashford. Și aici. workout că dacă nu, Gold nu e jale, că la player picuri a fost oribil, măcar la pachetele astea. pe bune, vere, pe bune. Deci, nu pot să cred că fac Gold de degeaba. Deci, nu pot să cred așa ceva. Da, bun, 2.85, mersi. Sunteți cei mai tari. Sunteți cei mai tari. Nu nu pot să cred așa ceva. Gabriel Jesus. Bravo, frate n mai zis nimic, dar trebuie să vă arăt echipa. Cam promis, că o arăt. Sunt niște schimbări pe aici, cred că le vedeți deja. Zdeul Bruno, statistici doar la Weekend League, l-am făcut după 6 meciuri de Weekend League. Pentru că nu știam exact unde să-l bag pe Neymar, trebuia să deschid pachete și am zis ok, dacă îl fac și tot... am zis că dacă tot bag pe Neymar 91, o să-l bag la ceva care merită. Pe lângă asta, am mai dat undeva la 556 de cam maxim pe acest Bruno Rest am făcut uh, cu ce aveam în club. Uh, strict să-l faci la 0, îți dai un milion. Consider că nu merită. Totuși, dacă ești fan Bruno și vrei să-l faci, așteaptă să treacă Totiu. În caz că nu spui că Toti, chiar recomand că ăsta e bun. E bun rău. Și eu l-am jucat pe 2 uh, CDM 4231 uh, cu balance attack, adică mai urcă, pasează bine, șutează bine, cornerele le fenomenal, n-am mai bătut cu nimeni cornere cum bar cu Bruno. Și la libere, de scurt că atribute în caz că nu știați deja. Chiar mi se pare un card foarte bun și în caz că își mai iau un upgrade că a luat multe carduri speciale anul ăsta. Să crească la un 93-94 ar fi senzație. Chiar ar fi senzație. Cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut nu uitați, dați un like. Facem câte like-uri vreți voi, nu mai cer un număr anume pentru că după poate să strâng mai multe, poate să strâng mai puține, este irelevant. Vă cer doar să dați like și în funcție de asta îmi dau și o seama ce episod a fost mai bun, care v-a plăcut mai mult, ce trebuie să schimb. Că îmi pun semne de întrebare, bă, dacă ăsta a făcut 200 de like-uri și ăla a făcut 500, e clar că ăla cu 200 n-a fost foarte bun. Așa că doar vă rog să dați like dacă v-a plăcut, puteți da și dislike și dacă dați dislike chiar vă rog să spuneți în comentarii ce nu mi-a plăcut. Și dacă dați dislike, chiar vă rog să spuneți în comentarii ce nu v-a plăcut ca să pot să îmbunătățesc contentul, bineînțeles. Nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi și vă place ceea ce fac. Vă mulțumesc pentru susținere, verificați linkurile din descriere către Eneba unde primiți chiar și un euro gratis de la ei dacă vă faceți cont de pe linkul din descriere. Iar dacă vreți cumpărați ceva de pe Eneba folosiți codul HALUC pentru 3% reducere. Nu uitați nici de flashcard dacă vreți carduri personalizate cu FIFA la cea mai bună calitate și de diferite mărimi. Folosiți codul HALUC10 pentru 10% reducere. Aveți și Instagram-ul meu în descriere unde vă răspund tuturor și bineînțeles dacă vreți să vă deschid pachete, scrieți-mi pe Instagram și vă deschid pe orice platformă pentru că pot să vă deschid pe web dacă nu sunteți pe PC. Și ca de fiecare dată vă spun, aveți grijă de voi, să ne vedem data viitoare la un nou episod unde sper că îmi pică ceva foarte, foarte bun.